Salutare oameni buni și bine v-am găsit aici la un episod de Project Cars, uite și pe ăsta. Ne punem și noi lângă el. Cum am promis să intru cu AMG GT3 la multiplayer. Ce Bentley frumos are și el. Hai, cursă! Stai că s-aude ceva. A, vine o Formula 1. Nu poți să te ții după Formula 1 nici dacă vrei. Au să încerc. Mă mir că m-am ținut până aici după el. Suntem pe traseu de... Sper să pronunț corect. Norburg. Să zic așa mai ușor. Da, n-am nicio șansă să prind pe ăla. Oricum, mă mir că am putut să mă țin un pic așa după el. Vedeți ce spunea, că se ține mașina foarte bine? Sus, jos, sus, jos. N-are nicio stres. Uite pe ăla cu Bentley în spate, mamă ce... Dar nu tu pe dreapta și depășește-mă dacă... Ce m-a ajuns ăla din urmă? Nu intra în mine. Mă uitam în oglinzi că l-am văzut că vine. Excelent, un puțin la posesiune. Am dat ce... Ce tot cu burta pe jos? Ah, și eu și el la fel. E, nu fura din cașcaval. Haha, a creșit ca mine. Da, Bentley-ul ăla cum și-o are o grutată foarte mare, frânează greu. Dar e bunicică mașina. Aha. La limita limitei mergi cu mașința asta. Bine că intri mine. Parcă nu știe că curba asta nu poți să-i cu viteză. Înțeles că intră în coata mine și mă face să pierd direcția. Și pe să devine enervant. Pe spatele? Nu. Nu știu dacă ai pus damage pe sesiunea asta, nu m-am uitat ce de aici. N-a vrut deloc să ia curba asta. Face că a frânat după ce l-am... după ce a văzut Construm. Asta cred că îi place mașina mea. Poate n-a observat că a băgat update-ul și se tot uită la aia. Uite și pe ăsta cu Paganiu. Și cred că de asta merge după mine. Redresăm? A redresat-o frumos. S-a uitat să la mine și a zis, what the fuck? Nu știu ce nume are la că a văzut că a scris ceva în chat. Nu știu dacă el era. Pentru
cei care se întreabă, viteza maximă pentru această curbă, maxim, e 90 la oră, ca să ai și control și să îți păstrezi și viteza. Cred că la buși cineva s-a enervat și a ieșit posesiune, bă. Face ce face la asta spatele meu lipit, îmi place de el. Dar nu mă depășește, asta zic, cred că îi place de mașină, că altfel cred că avea ocazia să mă depășească de multe ori, că se accelerează mult mai puternic Bentley-ul ăla decât asta. No, 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 no. Au! You've been given a second warning for cutting the track, be careful. Respect the track limits or we've been pulled off. Damn. Văzusem, dar am vrut să nu intru în el și am frânat. Uite, mă, cum urcă un pic și pierde tracțiunea pe roțile de față. Când urcă, e cam greu să iei curbă cu ea, dacă când coboară, n-ai niciun stres. De exemplu aici. Erau 22 de oameni pe sesiune. Și de-aia am intrat aici, că după, am văzut ceva player, că asta e de obicei. De obicei e greu să găsești mai mult de 5, 6, 8 playeri pe sesiune. Nu m-am mai așteptat. Și... coborăm. Și full speed acum. O să fac că... pe traseul ăsta, nu știu de ce, văd că e blocat puterea la 484 de cai, nu la 560, cât are mașina asta, nu știu de ce. E prima oară când observ chestia asta. Și uite, nici nu prea îmi dă voie să ating 271. Îmi lipsesc cai putere din motor, dar nu-i de la accident, că e așa de la început, știi? Și nu știu care e faza. A pus o limitare de motor sau de cai putere, ce n-ai. Trebuia să o zgâriși pe partea dreaptă, că am lovit-o mai pe stânga. Sesiunea asta rulează de 95 de minute. Iisuse. Cineva s-a jucat prea mult. Bun. Cred că v-ați făcut o părere de cum se conduce această mașină, din ce ați văzut în video. O recomand cu mare căldură în multiplayer. Și... poate cândva o să ne întâlnim și pe traseu, la întâmplare. Azi e că nu prea am jucat foarte mult... uite pe colegul. N-am jucat foarte mult online. Dar o să joc mai des. Tot uit după colegul ăla. Nu știu, a fost așa... Dacă imediat ce mă depășești, ăsta prin farurile de spate, dar nu știu de ce, mi se pare foarte ciudat. Cred că ați văzut și voi. Săniuță!
De ce tai, mă? Ce te-am învățat? Uite, 490 de cai. Ciudat. Nu știu care are 560. Ce ai cu vere? Scuze. Că mă jur. Ce se face mașina? Deci aici am de diferența între GTA și condusul la Project Cars. Nu intră în tine, nu te bușește, lumea nu te... nu te agasează bine. Chestia asta să anticipezi când frânezi și tu ești lipit de mine mai greu. Mamă, ce se duce. Puțin drift. Cred că înțeamnă ce o opri, nu știu sigur. Pentru că am tot lovit-o și nu prea s-a deformat, s-a umplut doar de praf. Nu văd fanul să joci cu mașina de Formula 1 pe aici. Am făcut o singură cursă cu mașina de Formula 1 pe aici și... e simplu. Singura problemă e că, într-adevăr, când duci și cobori, își pierde puțin din aderență, fiind atât de ușoară. Hai, te-a depășit 500 de cai, sau nu? Scrie, a scris 500 pentru o secundă acolo, scrie de 500. Da, după cum vedeți, nu este cea mai rapidă. Oricum e o mașină care se joacă la restricții. Nu recomand să joci contra alte clase. A, e tot ăsta aici. E clar, nu. Dacă era un Pagani mai devreme, nu? Așa. Nu e... da, de obicei la mașina asta se joacă cu clasa specifică și te obligă. Nu poți să joci mașini de stradă versus... la Formula 1 versus asta, că n-are rost, după cum ați văzut. Dar acum e o sesiune open pentru orice clasă, am văzut că puteam să selectez orice mașină. Uite pe colegul și aia, să amintiți să pleci. Nu știu ce s-a oprit ăla, ăla se mai oprește, mai mănâncă ceva, mai bea o ciocolată și după aia se întoarce, nu știu ce te face. Pa, pa. Da, în momentul în care ești cu roțile partea dreaptă pe asfalt și cu stânga pe verdeață și accelerezi total. Poți și-a pățit el. Se învârte! Și... hai că mă prinde el din urmă. Și... e foarte nasol, uite. Și la ridicături de astea, așa, când urci un pic groata pe ăla, pierzi un pic din control. Uite așa, vedeți? Ia uite-o. S-a ridicat și s-a dus. Da, flash-ul. Da. Aaaa, m-am grăbit să mă țin după el și am dat blană pe a doua în curbă, mare greșeală. Bun. Acestea fiind spuse, cred că v-a făcut un nou episod. Pe data următoare, la revedere.